Oroșelul european a devenit deja o tradiție în capitală, iar de această dată va fi amenajat în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt pe data de 14 mai. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, invită într-o înregistrare video toată lumea să viziteze Oroșelul european începând cu ora 13. La ediția din acest an va avea loc și un festival de cultură europeană, dar și alte evenimente interesante care se vor derula pe parcursul săptămânii. Ne dorim să arătăm asistența oferită de UE pentru Republica Moldova și oamenii săi. Să ne bucurăm împreună de cultură și bucătărie europeană. Potrivit reprezentanților guvernului, și în acest an instituțiile de stat planifică să organizeze o serie de activități de promovare a valorilor europene și proiectelor de dezvoltare realizate din fonduri europene. În premieră va fi organizat un concurs de artă stradală pentru cea mai reușită operă cu tema Ziua Europei. Concursul se va desfășura în perioada 10-13 mai și are drept scop promovarea artei murale, a tinerilor artiști care activează în acest domeniu, precum și renovarea spațiilor urbanistice ale orașului în stilul capitalelor statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, pe toată perioada lunii mai sunt preconizate diverse expoziții, ateliere de creație, evenimente culturale, dezbateri și prezentări de informare a publicului despre Uniunea Europeană, iar la finele lunii mai se planifică un turneu de fotbal. Patru autospeciale pentru intervenții la incendii vor ajunge în dotarea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne. Donația vine din partea operațiunii Florian a Marii Britanii. Instruirea are ca scop de a familiariza efectiv adică pe dumneavoastră cu autospeciale care vor fi donate în subdiviziunea dumneavoastră de colegii noștri din Marea Britanie și care sunt dotate ca tare ca un complex de intervenție la incendiu, intervenție la descărcerare și intervenție la acordare primul ajutor calificat. 15 experți din Anglia au venit în țara noastră pentru a face un schimb de experiență în domeniul intervențiilor în situații de risc. Timp de 15 zile, salvatorii moldoveni sunt implicați într-un curs de instruire pentru a învăța cum să utilizeze echipamentul adus, dar și să împărtășească din experiența de intervenție. Pompierii au parte la prelegeri și aplicații practice, iar cei 15 experți britanici vin cu recomandări utile în domeniul antrenării tehnicii dotate. În data de 13 mai, la Bălți va avea loc un exercițiu practic unde vor fi testate abilitățile pompierilor din ambele state. La final, autospecialele de intervenție donate de către experții britanici vor fi incluse în servantul de luptă al detașamentelor de salvatori și pompieri din raioanele Fălești, Rășcani, Ceadră Lungă și orașelul Vadului Vodă din municipiul Chișinău. Începând cu anul 2013, Serviciul Situații Excepționale a mai beneficiat de alte 8 autospeciale de intervenție dotate prin intermediul operațiunii Florian. Grota din localitatea Dăruitoarea Veche va fi amenajată pentru turiști în decurs de un an prin intermediul unui proiect de valorificare a monumentului. Costurile se ridică la aproape 20.000 de euro. Proiectul Renașterea Istoriei, includerea grotei Dăruitoarea Veche în circuitul turistic european, a fost lansat în data de 5 mai în incinta primăriei orașului Costești, raionul Râșcani. Proiectul are menirea să asigure conservarea, protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural de valoare internațională din Dăruitoarea Veche prin crearea unui comitet organizatoric, realizarea cercetătorilor non-invazive cu atragerea specialiștilor din România, organizarea școlilor de vară pentru 3 grupuri diferite de cetățeni, curățirea și conservarea sitului cu implicarea membrilor comunității, amenajarea căilor de acces, elaborarea și instalarea indicatoarelor pentru pietoni și 3 panouri publicitare și amenajarea unei expoziții staționare în incinta muzeului local. Grota Dăruitoarea Veche se înscrie în lista celor mai vechi stațiuni proto-umane, datată cu aproximativ 300.000 de ani înainte erei noastre. Ea se afla la hotar cu România, într-o zonă cu potențial turistic înalt, dar este insuficient cunoscută, protejată și valorificată. Proiectul este inițiat de Asociația Obștească Moștenitorii, în parteneriat cu Consiliul Raional Râșcani și Primăria Costești și este realizat în cadrul programului CHOICE, Patrimoniu Cultural cu Suport Financiar din partea Uniunii Europene, în cadrul programului Parteneriatului Estic.